Sunt Tatiana Andrieș și vă invit la un nou tutorial. Vom face un tutorial un pic mai deosebit, dar care poate fi un foarte frumos cadou pentru 8 martie. Eu îl voi numi un tutorial surpriză, pentru că la urmă veți vedea ceea ce va ieși. Pentru aceasta vom avea nevoie de firul Bravo, după cum vedeți, am aici trei culori: verde, care este necesar absolut, roz. Acest roz poate fi înlocuit cu culoarea albă și un pic de galben. Apoi vom avea nevoie de un fir de macrame, un pic mai grosuț. Acesta este un fir de macrame care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3, însă eu voi folosi un croșet mai micuț. De asemenea, așa cum vă spuneam, voi folosi pentru firul de macrame croșetul de 2,10 mm, iar pentru firul Bravo voi folosi croșetul cu numărul 2. De asemenea, vom avea nevoie de foarfece, de acest fir metalic, și apoi, pe măsură ce vom lucra, în funcție de ideile care îmi vor veni, vom continua cu materialele necesare. Oricum, la sfârșitul lucrării, în descriere, voi pune materialele necesare. Vom începe cu firul de macrame. Vom face un cerc magic în care vom lucra pentru început un singur picioruș scurt. Acesta nu îl vom pune la număr și vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. Încep cu această parte pentru că este partea cea mai importantă. Piciorușele scurte să nu le faceți foarte strânse, pentru că apoi va fi nevoie să continuăm lucrarea. Veți vedea de ce. Până acum eu am 4, 5, cel de-al șaselea, deci le lăsați un pic mai lărguțe aceste piciorușe. Vom închide cu fir alunecat și din acest moment vom începe lucrarea propriu-zisă. Voi lucra pentru început un număr de 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. După care mă voi întoarce în jos, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț și voi lucra 5 piciorușe scurte. 1. Eu sper foarte mult să reușiți să vedeți, pentru că 2, 3, 4 și cel de-al cincilea, picioruș scurt. Așa cum vă spuneam, mi-ar place foarte mult să-l puteți lucra, pentru că veți vedea că este ceva deosebit. Acum, acest picioruș scurt îl vom închide aici, în primul picioruș scurt din cercul magic, cu fir alunecat. În felul acesta. După care vom întoarce lucrarea. Întoarcem lucrarea și vom lucra în tehnica backloop. Deci vom lua doar partea din spate a piciorușului și mă voi întoarce în sus cu 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea picioruș scurt,
de obicei, croșetul face problemele lui, așa cum știți. Acum voi face două ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrarea și din nou, în același mod, beclup, mă voi întoarce în jos și voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Toată această lucrare este în tehnica beclup. Deci voi face primul. Vedeți, dacă lucrez strâns, greu reușesc să lucrez. De obicei eu lucrez foarte strâns și mi este greu. Două, trei, patru, cinci, cel de-al șaselea picioruș scurt și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența aceluiași picioruș scurt. Și voi face fir alunecat. Voi întoarce din nou lucrarea și mă voi întoarce în sus cu 6 piciorușe scurte. 2, 4, 6. Să fim atente să le numărăm exact. 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Voi continua cu două ochiuri de lanț. Întorc lucrarea și voi coborâ în jos cu 7 piciorușe scurte. 1, începe să dea mâna. 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea și voi închide din nou în următorul picioruș scurt din cercul magic, deci în piciorușul numărul 2 cu fir alunecat. Voi întoarce lucrarea și din nou în aceeași tehnică backloop mă voi întoarce în sus cu un număr de 7 piciorușe scurte. Vedeți, intru doar în partea din spate a fiecărui picioruș. 2, 3, 4, 5, 6. Iar aici, când ajungem în vârf, intrăm în întreg piciorușul, 7. Voi face două ochiuri de lanț, întorc lucrarea, voi coborâ în jos cu 8 piciorușe scurte. Aceasta va fi partea cea mai delicată, să spunem așa, a lucrării. Aici este nevoie de cea mai mare atenție. Eu am studiat un pic înainte de a face această lucrare, mi-am făcut probele mele, modificările de care am avut nevoie. 2, 4, 6, 7, cel de-al 8-lea. Și voi închide totul cu picioruș alunecat din nou în cel de-al 2-lea picioruș scurt din cercul magic. Voi întoarce din nou lucrul. Mă voi întoarce în sus cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
7. Rei se voi face cel de-al 8-lea în vârf. 8. Acum voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea. Și voi coborâ în jos cu un număr de 9 piciorușe scurte. 5, 9 și din nou vom închide totul cu fir alunecat în cel de-al doilea picioruș scurt din cercul magic. Vom întoarce lucru și vom lucra în sus. 9 piciorușe scurte. Și vom porni de aici. Face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cel de-al 9-lea, un ochi de lanț, vom întoarce din nou lucrarea. Îmi este greu că am bobina aici pe masă și e foarte greu. Voi întoarce lucrarea, mă voi întoarce în jos cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, sper să nu ies din cadru, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Și de data aceasta voi închide în cel de-al treilea picioruș scurt din cercul magic. Voi întoarce lucrarea și mă întorc din nou în sus cu un număr de 9 piciorușe scurte. 5, și cel de-al 9-lea. Voi face un ochi de lanț. Mă voi întoarce din nou în jos cu 9 piciorușe scurte, deci vom repeta din nou. Cele 9 piciorușe scurte până jos. Am lucrat cele 9 piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Voi închide din nou cu fir alunecat în cel de-al treilea picioruș scurt din cercul magic, voi întoarce lucrul și voi continua de data aceasta lucrând un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi coborâ în jos cu 8 piciorușe scurte. 1,
5, 6, 7, 8 și voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea piciorul scurt din cercul magic. De data aceasta voi întoarce din nou lucrarea și voi urca în sus cu un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi coborâ în jos cu 7 piciorușe scurte. Pe mine m-a încântat foarte mult această idee. De aceea eu am făcut un pic de calcule, un pic de modificări. 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea picioruș. Așa cum vă spuneam, am făcut un pic de calcule, un pic de modificări să vin cu o noutate. Închid din nou în corespondența celui de-al treilea picioruș scurt din cercul magic cu fir alunecat, întorc lucrarea și urc în sus cu un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mă scuzați un pic. Scuzați pentru întrerupere, a trebuit să mă uit la bătrână. Deci am făcut cele 6 piciorușe scurte în sus. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și voi coborâ în jos cu 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea, să intrăm bine aici, să nu greșim. Eu la fiecare zgomot suspect mă uit la bătrâna pentru care lucrez. De data aceasta voi închide totul cu fir alunecat în cel de-al patrulea picioruș scurt din cercul magic. Voi întoarce lucrarea și voi urca în sus cu un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, un ochi de lanț, întoarcem lucrarea, coborăm în jos cu 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, care l-am luat așa, foarte greu îmi iese. Trebuie să intru din nou și voi închide din nou cu piciorușa alunecat în cel de-al patrulea ochi, piciorul scurt din cercul magic. Acum întorc din nou lucrarea, voi urca în sus cu 5 piciorușe scurte. Cred că ați început să vă dați seama despre ceea ce lucrez. 1,
ceea ce lucrez, 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Acum voi face două ochiuri de lanț, 1, 2, și mă voi întoarce în jos cu un număr de 6 piciorușe scurte. Totul bine lucrat în tehnica B-Club, nu uitați. Deci luăm doar o jumătate din piciorușul scurt, doar partea din spate. Avem 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Și voi închide totul cu picioruș alunecat în cel de-al patrulea picioruș scurt din cercul magic. Întorc lucrarea. Veți vedea la urmă ce surpriză o să aveți. Și voi urca în sus cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea îl luăm cu totul, așa împreună, 6, voi face două ochiuri de lanț, întorc lucru și din nou în B-Club mă întorc în jos cu un număr de 7 piciorușe scurte de data aceasta. Și avem 1. Sper că se vede că nu ies din cameră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cel de-al șaptelea. Și vom închide totul în cel de-al cincilea picioruș scurt din cercul magic cu fir alunecat. Voi întoarce lucrarea și de data aceasta voi urca în sus cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea. Voi face două ochiuri de lanț și mă întorc în jos cu un număr de 8 piciorușe scurte. Cel de-al optulea și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al cincilea picioruș scurt din cercul magic. Voi întoarce lucrarea și voi urca în sus cu 8 piciorușe scurte. Mereu un B-Club, nu uitați, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, două ochiuri de lanț,
Voi întoarce lucrarea și voi coborâ în jos cu un număr de 9 piciorușe scurte. Deci voi avea 9. Data aceasta avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cel de-al 9-lea. Vom închide totul cu piciorușa alunecată în cel de-al 5-lea picioruș din cercul magic. Voi întoarce lucrarea și voi lucra în sus un număr de 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cel de-al 9-lea, aici în vârf, 9. Acum voi face un ochi de lanț, întoarcem lucrarea și coborâm în jos cu 9 piciorușe scurte. 5, 6, 7, 8, 9. Cel de-al 9-lea. Vom închide totul în corespondența celui de-al 6-lea picioruș scurt din cercul magic, cu fir alunecat. Voi întoarce lucrarea și voi urca în sus cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cel de-al 9-lea, piciorul scurt, un ochi de lanț, mă întorc înapoi, în jos, 9 piciorușe scurte, cel de-al 9-lea. Voi închide totul cu picioruș alunecat sau cu fir alunecat, cum vreți să-l numiți, în cel de-al 6-lea picioruș scurt din cercul magic. Întorc lucrarea și voi urca în sus cu 8 piciorușe scurte. Mi-a căzut gemul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un ochi
de lanț și voi coborâ în jos 8 piciorușe scurte. 2. Cel de-al 8-lea, pic să reușesc să intru, cel de-al 8-lea, piciorul scurt, și voi închide cu fir alunecat, exact în cel de-al 6-lea, picioruș din cercul magic. Acum voi întoarce lucrarea, mai întâi dați-mi un moment să-mi iau firul de jos. Eu îmi țin firul așa în aceasta și mi-a căzut totul jos, de aceea ați auzit acel zgomot urât. În acest moment voi urca în sus cu un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un ochi de lanț, întoarcem lucrarea și coborâm în jos cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea, voi închide totul cu piciorușa alunecat din nou în cel de-al 6-lea picioruș scurt din cercul magic, la acesta, întoarcem lucrarea, voi urca în sus cu un număr de 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț. Mă întorc în jos cu 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea și voi închide totul cu piciorușa alunecat în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând, de la începutul lucrării, de fapt. În acest moment voi pune lucrarea în felul acesta și cu piciorul alunecat voi închide cele două părți a lucrării. 1, al doilea, în felul acesta. Treia oară. Și ultimul aici în vârf, ultimul picioruș alunecat. Iar acum vom scurta firul, să-mi dau deoparte din nou să nu-mi cadă jos. Voi scurta firul, voi închide lucrarea în felul acesta, voi trage bine cercul magic, voi ascunde capetele de fire
Dumneavoastră, dacă nu reușiți cu croșetul, puteți să le ascundeți cu acul pentru cusut lână, pentru că oricum acest tip de fir este un pic mai grosuț decât macrameul obișnuit. În cazul în care nu dispuneți de firul de macrame, puteți foarte bine lucra cu firul alizee Diva. Din câte am înțeles, acela nu trebuie apretat. Voi ascunde și acest alt capăt de fir de aici. Sau, dacă va trebui apretat, puteți să-l dați cu un pic de fixativ. Veți da lucrarea cu un pic de fixativ și veți vedea că stă, dar eu nu cred că va fi nevoie. Am ascuns și acest capăt de fir. Și uitați-vă, ceea ce am obținut până acum. Aceasta este o scoică. Aceasta va face parte din aranjamentul pe care îl voi lucra. Vedeți? Nu știu dacă. Uitați-vă, în felul acesta se prezintă. Va face parte, așa cum vă spuneam, din aranjamentul pe care îl voi lucra. Dacă veți urmări cu atenție, veți vedea că veți reuși să lucrați această mică scoică. Uitați-vă cum se prezintă și în exterior și în interior. Dacă doriți să nu se vadă aceasta, putem să întoarcem în felul acesta. Vom ascunde locul unde am închis lucrarea, însă eu prefer în felul acesta, pentru că apoi veți vedea modul în care vom aranja totul. Acum voi da deoparte firul de macrame, voi da deoparte din nou acel. Este un contenitor de lemn pe care eu îl folosesc pentru a pune firele, pentru a nu le murdări. Vom continua acum cu culoarea verde. Voi folosi croșetul numărul 2, așa cum v-am spus la început. Voi face un ochi de lanț de început, în felul acesta, un pic mai lărguț, nu prea mult. După care voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. După care iau firul odată pe croșet, intru în primul ochi de lanț care l-am făcut, care v-am spus să-l lăsăm un pic mai larg, și în interiorul acestuia vom face un total de 12 piciorușe duble. Avem 3, vom lua în considerare și primele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 4 și vom continua până la 12. Deci vom face 12 piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 12 piciorușe. Am lucrat cele 12 piciorușe duble. Acum voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi întoarce lucrul și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe duble. Vom lucra astfel înainte și înapoi și, bineînțeles, la urmă veți vedea ceea ce va ieși. Așa cum vă spuneam, un tutorial surpriză. Eu m-am gândit foarte foarte mult la acesta, m-a încântat ideea și de aceea am spus, hai să-l împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că apoi această săptămână vom continua cu câteva tutoriale la cererea dumneavoastră, a doamnelor care sunteți înscrise pe canalul de YouTube și pe
grupul de Facebook. Vorbind de grupul de Facebook, pentru că tutorialele sunt le găsiți și pe grupul meu de Facebook, Tatiana Croșeta și prietenele ei. Fac apel la dumneavoastră, fetele care faceți parte din acest grup. Am avea nevoie de încă de un administrator. Dacă cineva este dispus o zi pe săptămână să ia acest post. Deci am lucrat cele 24 de piciorușe duble. Acum voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce și voi face din nou în corespondența fiecărui piciorușo o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 48 de piciorușe duble, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Deci, nu uitați, 48 de piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce și începând din corespondența celui de-al doilea picioruș, voi face înmulțiri. Primul și ultimul picioruș vor fi simple. În rest, în fiecare vom face o mulțire. Și astfel, la capătul rândului, vom obține un număr de 72 de piciorușe duble. Deci, noi ne vom întâlni la capătul rândului, înainte să încheie acest rând, să vedeți. Dar până în acel moment, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom face o mulțire. Deci primul picioruș este simplu, iar restul înmulțiri până la ultimul. Ultimul picioruș va fi din nou doar el singur. Un singur picioruș. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Sunt în corespondența penultimului picioruș, unde voi face ultima mulțire. Iar în ultimul picioruș voi face un picioruș dublu, normal, fără să mulțim. Încet, încet, lucrarea începe să prindă contur. Veți vedea că la sfârșit va fi ceva foarte atrăgător. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet. În corespondența aceluiași picioruș voi face o mulțire, deci cel de-al doilea picioruș dublu. Și în rest vom lucra piciorușe duble, singure, până în corespondența ultimului picioruș. Ultimul picioruș vom face o nouă mulțire și astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 74 de piciorușe duble. Încet, încet, tutorialul surpriză începe să prindă contur. Veți vedea că va fi ceva deosebit la care poate încă nimeni nu s-a gândit până acum, că ar putea fi un frumos cadou pentru 8 martie. Un cadou, așa cum spuneam, care nu trebuie numai decât să fie o floare și aceasta va fi o floare, însă ceva mai deosebit, veți vedea. Deci noi ne întâlnim la capătul rândului, unde vom face ultima înmulțire. În rest, lucrăm picioruș după picioruș pe parcursul întregului rând.
Am ajuns în corespondența ultimului picioruș. Aici, așa cum vă spuneam, vom face o înmulțire. Deci vom lucra în corespondența ultimului picioruș, două piciorușe duble. Acum vom lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Vom întoarce lucrarea. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Deci în corespondența primului picioruș, al doilea în corespondența celui de-al doilea picioruș, corespondența celui de-al treilea picioruș, un picioruș dublu, iar în următorul vom face o înmulțire. Deci vom face în al patrulea picioruș din rândul anterior două piciorușe duble și voi continua. Trei piciorușe duble, normal, 1, 2, 3. În cel de-al patrulea voi înmulți din nou. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Rândul pe care l-am încheiat avea 74 de piciorușe duble, așa cum vă amintiți. Rândul acesta va avea un total de 98 de piciorușe duble. La fiecare al treilea picioruș dublu se va face o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând, după care vom continua tutorialul. Am ajuns la capătul rândului, am făcut un picioruș dublu, acum îl voi face pe cel de-al doilea, deci ultima înmulțire. Vom scurta firul, vom închide lucrarea și vom ascunde capetele de fire. Le vom ascunde singure, să pot scurta un pic din timp. Deci, până acum am realizat frunza de lotus, conchilia, și acum vom trece mai departe să facem câteva petale. Petalele frunzei de lotus. Vom începe cu un prim ochi de lanț și vom face un total de 20 de ochiuri de lanț pentru frunza mare. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Din acest moment vom lucra în felul următor. În primul, nu primul, al doilea ochi de lanț vom face un picioruș scurt. Vom lua firul pe croșet, vom intra în următorul ochi de lanț, vom face o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus. Luăm firul o dată pe croșet și vom face un picioruș dublu, apoi cel de-al doilea picioruș dublu în următorul ochi de lanț. Luăm de două ori firul pe croșet și vom face un total de 11 piciorușe duble înalte. Între timp, aș dori să vă spun că s-a înființat un nou grup, se numește Pasiuni Croșetate, aparține doamnei Emilia Lisa Minea, este o foarte bună prietenă a mea. Vă rog să vă înscrieți în grupul dumneaei, este grup de Facebook. De asemenea, vreau să cer scuze că nu reușesc în ultimul timp decât să dau like-uri la lucrările dumneavoastră de pe grup. Eu le văd pe toate, însă, așa cum spuneam, practic nu am timp, de aceea și căutăm un administrator care să ne ajute,
o zi pe săptămână. Am găsit, în afară de Mara, Gabriela și Sido, am găsit pe Lavinia. Ea se ocupă de grup duminica, însă aș mai avea nevoie de un ajutor, pentru că ocupându-mă de grup, ocupându-mă de serviciu pe care îl am și de tutoriale, practic nu mai am timp nici să respir. De aceea, cine dorește o zi pe săptămână să fie administrator, nu este greu, nu este mult de lucru, doar trebuie să da drumul la lucrări, pus salutul de dimineață și de noapte bună, dat like-uri la salut, trebuie să răspundem persoanelor care ne salută, doamnelor care sunt pe grup. Grupul este acum destul de mare, 2, 4, 6, 8, 10, mai fac și cel de-al 11-lea picioruș dublu înalt. Și aș avea nevoie de o mână de ajutor în plus. Acum voi face din nou două piciorușe duble, după ce am lucrat acestea 11 piciorușe duble înalte, deci două piciorușe duble, un picioruș dublu redus, sau o jumătate de picioruș dublu, așa cum îl numesc eu de obicei, și în ultimul ochi de lanț, care este și cel de început, voi face un picioruș scurt. Acum mă voi întoarce pe partea cealaltă și voi repeta din nou. Deci voi face un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, două piciorușe duble, în același timp am prins și capătul de fir de pe spatele lucrului, vedeți? În felul acesta îi dăm stabilitate, îl ascundem, deci cel de-al doilea picioruș dublu, acum voi repeta din nou cele 11 piciorușe duble înalte. Continuăm până la 11 singure. Am 5, următoarele 6 le lucrăm singure. Am terminat cele 11 piciorușe duble înalte, voi lucra 2 piciorușe duble. 1, cel de-al doilea. Un picioruș dublu redus sau jumătate de picioruș dublu, cum doriți să-i spuneți, și un picioruș scurt. Din acest moment va intra în acțiune firul metalic. Firul metalic, cel pe care îl folosim de foarte multe ori când lucrăm flori, frunze, astfel dăm stabilitate. Vom lăsa o bucățică de fir mai lung și vom începe să, atașând firul, să lucrăm piciorușe scurte de jur împrejur, prinzând în același timp și firul metalic. Deci vom face piciorușe scurte. Așa cum spuneam înainte, chiar dacă nu reușesc să vă dau, să vă scriu comentarii la lucrările dumneavoastră, eu le urmăresc, pentru că eu sunt cea care dau drumul celor mai multe lucrări. Le văd pe toate. Sunt încântată de ceea ce
realizați. Am văzut o multitudine de modele de flori, coșulețe, aranjamente, toate lucrările dumneavoastră sunt foarte frumoase. Se vede că puneți suflet în ele, pasiune, iubirea de frumos, așa cum spun de foarte multe ori. Cine iubește frumosul, creează lucruri minunate. Și așa cum vă spuneam, chiar dacă nu reușesc să vă dau un comentariu, un like, îl aveți întotdeauna de la mine, chiar și la o oră târzie de noapte, pentru că eu termin târziu lucru, eu sunt mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe grup. Sper să vă gândiți la oferta mea, cea cu postul de administrator. Ar fi un pic mai ușor și pentru mine și pentru fete, pentru că una dintre doamnele noastre administrator a reușit să găsească servici și este ocupată și ea toată ziua. Și de aceea are mai puțin, aproape nu are timp să se ocupe și de grup, însă pentru mine este de foarte mare ajutor faptul că pune bună dimineața, tema zilei, noapte bună, acestea îmi sunt de ajutor. Așa cum vă spuneam, dacă doriți să faceți parte din noul grup Pasiuni Croșetate, acolo veți putea expune lucrările dumneavoastră. Oricum, cred că mai mult sau mai puțin grupul va fi organizat cam în modul în care este grupul nostru. Acum ajungem la capătul rândului, cu piciorușele scurte, și în felul acesta închidem această frunză. Este frunza mare de lotus, pentru că astfel, voi scurta și firul metalic, astfel de frunze de această dimensiune vom face în număr de 3. Iar apoi voi scurta acest capăt de fir de aici, vom face frunza mică. Între timp, bineînțeles, eu le-am pregătit pe celelalte 3. Întindem bine, așa. Iar acum voi trece să fac frunza mică. Pentru frunza mică vom porni pe un număr de 15 ochiuri de lanț. Deci vom face 15 ochiuri de lanț. Avem 3, 4, 5. Ne întâlnim când termin cele 15. Am lucrat cele 15 ochiuri de lanț. Voi începe lucrând un picioruș scurt, picioruș dublu redus. Vom continua cu două piciorușe duble. Luăm de două ori firul pe croșet și vom face 6 piciorușe duble înalte.
lucru? Cinci. Sper să se vadă ceea ce fac. Cel de-al șaselea. Voi continua cu două piciorușe duble. Cel de-al doilea. Un picioruș dublu redus. Și un picioruș scurt. După care, în același fel, ne vom întoarce pe partea cealaltă, vom prinde și firul, capătul de fir, îi vom da stabilitate și voi face, un pic să nu greșesc, un picioruș scurt. Picioruș dublu redus. Repetăm. Ceea ce am lucrat de această parte, repetăm pe partea cealaltă. Două piciorușe duble. Șase piciorușe duble înalte. Greșit. Deci 6 piciorușe duble înalte. 1. 2. 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu înalt, două piciorușe duble vor urma, 1, cel de-al doilea, un picioruș dublu redus, și un picioruș scurt. Iar acum, din nou, vom pune firul metalic pentru a da stabilitate petalei și vom lucra de jur împrejur piciorușe scurte. Ați văzut deja cum am lucrat până acum. De acum, eu doar voi face primele piciorușe scurte și vom continua singure. Ne vom întâlni când vom termina și această petală pentru a încheia lucrarea. Să fiți atente, între timp o aranjați câte un pic. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ultimul picioruș scurt. Și voi închide și această petală mică. Astfel vom avea nevoie de două petale. Deci am lucrat trei petale mari și două petale mici. În acest moment voi închide. Voi aranja bine. În felul acesta. Voi scurta aici capătul de fir. Bineînțeles, eu am pregătit și cea de-a doua petală mică și acum vom începe să aranjăm lucrarea. Vom avea nevoie de lipiciul lichid în primul rând. Voi pune petalele alături, una de cealaltă, felul acesta. Acestea vor fi petalele mari.
cred că așa le voi pune, că vor arăta mai frumos. Voi folosi lipiciul lichid pentru a le atașa una de cealaltă. Deci, un pic de lipici lichid aici. Și voi pune prima petală deasupra celeilalte. Din nou lipiciul lichid. Voi atașa și de aceasta. Voi ține un pic apăsat să se lipească. Iar între ele, deasupra, voi atașa cele două petale mai mici. Voi vedea, voi pune un pic pe masă, sper să nu se lipească aici. În felul acesta. Le voi atașa deasupra. Voi pune pe ele lipiciul. Voi pune prima. Apoi pe cea de-a doua. Îmi pare atât de rău că locul unde filmez este mic și nu reușesc să mă desfășor într-un alt mod, dar nu sunt acasă la mine și știți cum este. Când ești în casa altuia, trebuie să respecti anumite reguli. Așa. Deci am lipit petalele între ele. Acum aici eu voi face felul acesta. Voi scurta aceste capete de fire să nu fie prea gros. Așa. Voi răsuci un pic împreună cu firul metalic pentru a le da un pic de stabilitate. Voi lipi totul pe frunza de nufăr, iar ceea ce este în plus voi tăia. Da? Voi pune un pic de lipici lichid aici pe frunză, în felul acesta. Și voi fixa. Aici este un pic mai migălos, aici este din nou în funcție de preferințele fiecăruia. Voi da deoparte ceea ce nu am nevoie. Vedeți? Din firul galben voi pune un pic firele dublu, așa. Nu prea mult. Le voi lega aici la mijloc. Improvizăm, sunt idei care îmi vin pe moment, sunt idei care
De aceea, de multe ori, la începutul lucrării, vă spun că încă nu știu exact toate materialele pe care le vom folosi, pentru că eu foarte mult improvizez, foarte mult lucrez după ceea ce simt în momentul respectiv. Și această porțiune care aș vrea să reprezinte pistilul florii, o voi pune aici, în felul acesta. Iar în mijloc venim cu partea cea mai importantă a lucrării, scoica, conchilia, cum îi spun eu. Așa. În mijlocul acesteia voi atașa o mărgeluță de culoare roz, o mărgeluță cu diametru de un centimetru. Dacă aveți mai mare, cu atât mai bine. O voi pune în culoarea roz, să fie în ton cu petalele de nufăr. De aceea vă spuneam că dacă nu aveți mărgeluță roz sau puteți face conchilia și în culoarea roz, uitați, eu am pregătit una în culoarea roz dinainte, să vă arăt, iar petalele de nufăr le puteți face în culoarea albă. Iar acum, toată aceasta o voi atașa aici, în mijloc. În felul acesta, din floare de nufăr, naște această frumoasă conchilie cu scoica. Această frumoasă scoică cu perlina în mijloc. Uitați-vă în felul acesta. Aceasta este una dintre ideile mele. Eu sper să vă placă. Sper să îmbrățișați această idee, pentru că consider eu că este un cadou deosebit pentru 8 martie. Acum eu, ca întotdeauna, voi lăsa un pic camera în jos, pentru că astfel dumneavoastră veți putea vedea produsul final și așa cum vă spun de multe ori, sper să vă placă, sper să vă atragă. Eu cred că este un cadou foarte frumos pentru 8 martie. Sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru vizualizări. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. Așa cum vă spuneam, săptămâna aceasta voi face alte tutoriale la cererea doamnelor care sunt înscrise, a doamnelor începătoare. Eu vă îmbrățișez din tot sufletul, vă doresc tot binele din lume, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine. Sunt Tatiana Andrieș. La revedere!